bună de ringtone piesa asta când te trezești foarte de dimineață, așa pe la 5. Cătălin Striblea este cu noi. Bună ziua. Nu bună dimineața, bună ziua, Cătălin. Salut. Trezitul de la 5, cazul nostru de la vară, nu? Adică... Eu știu ce ne mai așteaptă până la vară, dar ascultând piesa am avut așa un sentiment că... Știți că Radu are chestia asta, că el vine la ora 7, mă rog, la 7 începem programul, dar el vine mult înainte și își pune o piesă la ora 7 și un sfert, aia de-a lui, modifică playlist-ul, care el niște piese, are câteva piese care îl trezesc, nu? Da, fără de care nu se poate, exact. Da, una dintre ele, aceasta este. Ai ținut minte, uite, apreciez treaba asta. Ai fost atent când îți povesteam. Astăzi pe scandal, înțeleg, Cătălin? Da, da. Pe scandal. Știi cum e? Eu, cum eram aia zisă de Mitică și Becali, cum erau? Eu l-am făcut zgranț, el m-a făcut oligofren, dar ne-am jignit, știi? Dar pe aici suntem. Ne explică imediat Cătălin Striblea despre ce este vorba. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. În Camera Deputaților s-a modificat regulamentul privind ședințele de plen și ședințele biroului permanent. Care a fost ideea de bază? Să se interzică live-urile făcute cu telefonul, cu prin intermediul Facebook-ului. Știți voi, George Simion și alții ca el care procedează așa, după ce a ieșit scandal cu ministrul Virgil Popescu. Modificarea asta a dus în ansamblu la alt scandal, adică s-au certat rău de tot în biroul permanent. Liderul grupului PSD, domnul Simonis, l-a numit pe unul dintre acoliții lui George Simion. Știi că George Simion umblă cu niște personaje pe lângă el tot timpul, care filmează sau fac diverse lucruri. L-a numit pe unul dintre oamenii aceștia maimuță și tot îi spunea lui George Simion, te rog, ia-ți maimuța de aici. Cred că și de partea cealaltă s-au zis niște lucruri. În plen, unul dintre deputații AUR l-a numit pe șeful minorității germane, deputatul Gantz, l-a numit nazist, cam asta a fost ziua. Și să zicem că acum, odată adoptat regulamentul, dacă se mai întâmplă din astea, sancțiunile sunt foarte dure. Adică pot să-și piardă și niște drepturi materiale. Aici intervine însă o chestiune foarte interesantă. Deci, biroul permanent a adoptat următorul lucru și plenul subsecvent l-a adoptat cu mare majoritate, 202-91. Dacă, de exemplu, cineva o să sară calul de acum înainte, poate fi sancționat întregul grup. Să zicem că, la un moment dat, cetățeanul de la AUR îl face din nou nazist pe cetățeanul de la minoritatea germană. Atunci, biroul permanent poate dicta o sancțiune în care să-i decadă din drepturi întregul grup AUR pentru folosirea sau cu folosirea mijloacelor materiale, adică să le ia telefoanele, să le ia mașinile, o chestie foarte interesantă despre care n-am mai auzit și nu știu cum o să funcționeze. Live-urile în sine, deci filmatul cu telefonul, nu e interzis însă decât în biroul permanent, care va rămâne o ședință închisă cu înregistrarea respectivă, cu stenograma. În schimb, la plen poți să filmezi dacă nu te miști de la locul tău. Deci dacă ești George Simion, nu mai poți să vii la tribună să filmezi, trebuie să stai doar la băncuță, toată lumea. Și au mai făcut un lucru, oamenii din biroul permanent, au interzis afișele. Da? Știți, diverse afișe cu care mai veneau parlamentare și pe care mai scria câte un lucru în caz că voiau să protesteze. Chestiunea asta din urmă afectează cel mai tare sau a găsit o poziție cea mai tare la USR. Știți de ce? Pentru că în anii trecuți USR-ul era campion, a pus diverse afișe, adică ei au o tactică de asta de gherilă parlamentară, în care se duceau acolo la tribună, blocau tribuna, veneau cu tricouri pe ei, cu afișe pe care scriau abuz sau cine știe ce practici de genul ăsta, ca să intre în atenția mass media. Asta e o practică interzisă. Cel puțin din acest motiv, USR va ataca la Curtea Constituțională această modificare de regulament. I se alătură și AUR în demersul ăsta, el din motivele lui. Și sunt curios dacă, cum să zic, lucrurile vor rămâne în picioare. Acum, ce e surprinzător pentru mine, așa omenește vorbind, dincolo de reglementările astea, e un singur lucru. Am lucrat, cred că cu toții în viața noastră, în diverse medii și am fost puși în diverse situații. Există multe situații în care ați zice unui coleg de muncă, băi, maimuțoiule, eu rămân la... Adică, de câte regulamente e nevoie în viață
ca să nu-ți iasă vorba asta din gură. Până și la școală, copiii sunt învățați de mici că lucruri de genul ăsta nu se fac, că nu se sare la bătaie, că nu-i sufli în gură unui altuia, că nu-i spui, că nu procedezi ca George Simion sau ca așa mai departe. Eu nu cred că e vorba de multe regulamente, eu cred că e vorba de bun simț. Și mai zic ceva, dacă o astfel de practică ar fi fost în mediul privat așa cum îl știm noi, dar cred că și pe la locurile voastre de muncă, eu pun mâna în foc că oamenii erau dați afară instantaneu, adică niciun patron nu are de gând să încurce cu astfel de personaje. Poate, și cred că așa e și la voi la muncă, părerea mea. O fi ceva în aerul ăla de la Parlament de se întâmplă lucrurile astea în ultima perioadă, deși pe la alții am văzut că se iau la propriu, la bătaie și ne uităm așa îngroziți la ce se întâmplă. Uite că nu cred că mai e mult și e posibil să se ajungă și la treaba asta. Să vedem. Nu m-ar vrea. Da. Nu m-ar vrea, sincer, chiar mă mir că n-am văzut niște pumni dați în stânga și în dreapta, dar cine știe. Și vreau să vă zic că în anii de acum 100 de ani, în perioada interbelică, memoria păstrează cărți de discursuri parlamentare, știi? Adică oameni care se suiau la tribună și reușeau să rostească niște lucruri care să înflăcăreze masele, oamenii, cetățenii, să le spună niște adevăruri sau niște lucruri neplăcute, să poarte un dialog. Intelectual de seamă treceau pe la tribuna Parlamentului României și istoria a reținut în tomuri. Uite, domnule, ce vorbeau oamenii ăștia. Ei, își făceau meseria până la urmă, lucru uitat de foarte mulți. Cătălin, îți mulțumesc foarte mult pentru comentarii. Te așteptăm din nou alături de noi, chiar și așa, prin Skype, din nou la România, în direct, mâine de la 13:15. Zi bună îți dorim! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.